de mijloace și locuri în care se expun. Sunt producători mici, oameni care trag de afacerile lor și știu că este greu să ții o afacere mică într-o zonă în care povesteau doamnele mele că sunt bani. Banii sunt atât cât muncim și atât cât produsele noastre pot să ofere satisfacție clienților. Mulțumesc Camerei Comerț de Piatra Neamț, care a fost motorul acestei acțiuni și promit la unui președinte că încercăm anul viitor să fim mai vizibili. Vă mulțumesc mult și sper să vă dată să aveți succes și aveți mulți clienți. Mulțumesc mult! Da, mulțumesc, domnul președinte, pentru faptul că ați acceptat să colaborăm pe această prima acțiune de promovare a mediului de afaceri în zona întreprinderilor mici și mijlocii, din domeniul confecțiilor și nu numai, în județul Botoșani, în Botoșani, și credem că această promovare este una din soluțiile pentru a aduce în atenția publicului acele firme care au produse de calitate, dar nu au suficientă forță să se promoveze pe piețele mari. Misiunea Camerei de Comerț este să aducă în atenția publicului și să sprijine aceste firme și, pornind de la aceste mici târguri și expoziții locale, să ajungem la târguri și expoziții regionale, la târguri și expoziții naționale la Romexpo și, de ce nu, pe piețele externe. Noi trebuie să ne batem cu o poziție geografică care nu ne-am ales-o noi, dar nu putem renunța la ea pentru că ne bate istoria. Este un pământ care ni l-au lăsat străbunii și trebuie să-l valorificăm așa cum putem cu condițiile pe care le avem. Nu trebuie să ne așteptăm la prea multe intervenții din afară, trebuie să ne sprijinim singuri. Și Camera de Comerț și județenii, Camera de Comerț a României este cumva singura instituție a mediului de afaceri care prin lege are această atribuțiune de a promova mediul de afaceri local prin târguri și expoziții. Deci organizarea de târguri și expoziții este un atribut legal al Camerei de Comerț. Acum, noi căutăm să obținem două efecte. În primul rând, să promovăm firmele și să ajutăm să vândă. În același timp, cumpărătorii să aibă acces la produse de calitate și la prețuri decente. Un al doilea obiectiv al nostru este să aducem spre Camera de Comerț producătorii mici și mijlocii pentru a deveni cumva o forță și în acest fel să sindicalizăm cumva costurile de promovare. Sper să obținem acest lucru. Întotdeauna la Botoșani eu am avut rezultate foarte bune atât cât am lucrat pe piața Botoșanului și din acest punct de vedere, cunoscându-l pe domnul președinte, credem că, fiind amândoi oameni care venim din mediul de afaceri, vom putea să facem din acest concept o afacere pentru producătorii din zona noastră și pentru cumpărătorii din Botoșani. Eu vă mulțumesc dumneavoastră că ați venit să ne promovați această expoziție. Vă doresc să aveți cumpărături bune și expozanților le mulțumesc pentru încrederea în conceptul Camerelor de Comerț din Neamț și Botoșani de a veni aici și de a vinde în orașul Botoșani. Mult succes și sănătate tuturor!